Printre cei mai activi angajatori la Târgul de Cariere Cluj, astăzi regăsim compania GEP, care își caută colegi noi în domeniile servicii financiare, achiziții și software. Persoane, bineînțeles, cu care să-și crească împreună valorile companiei, și anume talentul și individualitatea. Haideți să-i primim un platou pe engineering manager, și anume Radu Diaconeasa, și pe Emeșe Vrencean, senior sourcing analyst. Bună! Bine v-am găsit la livestream-ul Târgul de Cariere. Am înțeles că o să aveți o prezentare destul de interesantă denumită Procurement Tech at its best. De-abia aștept să o văd. Da, da, avem această prezentare. O să dau share la screen. Vă rog, vă rog, scena este a voastră. Succes! Prezența noastră la Târgul de Cariere reprezintă un pas important pentru a ne întregi echipa aici în Cluj. GEP este o companie cu o prezență globală, având birouri în aproape toate statele lumii, cu precădere în Europa, ce aș putea să menționez, în Praga, în Germania, în UK și în Cluj. Din anul 2020 am devenit operațional biroul din Cluj. Primii angajați au sosit în februarie și de atunci ne căutăm în permanență colegi noi. În perioada decembrie 2020-noiembrie 2021, GEP-ul a fost certificat A Great Place to Work, o certificare care reflectă cumva nivelul de satisfacție a colegilor noștri, a angajaților GEP. Pe agenda noastră de astăzi avem o introducere în procurement, o introducere în GEP ca și companie. O să vorbim un pic despre cultura GEP și o ultimă parte despre partea noastră de IT, departamentul de IT sau Engineering at GEP, cum îi spunem noi. O să fac o scurtă introducere despre mine. Numele meu este Emeșe Vrencean. Eu sunt Senior Sourcing Analyst cu spaniolă. M-am alăturat echipei GEP în urmă cu un an și eu am o experiență de 3 ani în domeniul achizițiilor. Eu lucrez pe categoria Marketing and Sales, iar în echipa de proiect a clientului pentru care lucrez, fac parte din echipa de Sourcing Execution. Cumva printre activitățile mele se află negocierea, business planning-ul, care se întâmplă în colaborare cu category managers, și o continuă încercare de a face business-ul mai puternic și mai profesionist. Practic, cum am menționat și la început, suntem în căutare de colegi noi și este foarte important să menționăm de la început cumva rolurile pe care le avem deschise, atât pe partea de achiziții, cât și pe partea de IT. Căutăm atât purchasing specialists cu germană, cât și sourcing analyst cu această limbă, respectiv și leads, atât cu germană cât și cu spaniolă. Pe partea de engineering, .NET, full stack engineers, front-end engineers, chiar și system architects, este foarte important să știți că practic avem atât poziții entry-level cât și poziții de expert. Este super important să înțelegem acest lucru. Pentru a intra un pic în procurement, este foarte important să dăm o definiție a procurementului. Practic, procurementul este procesul prin care achiziționăm bunuri și servicii. Ce este foarte important este să facem
acest proces, ținând cont de prețul corect, de timpul corect, de cantitatea corectă și necesară, de calitatea corectă și să avem un furnizor potrivit pentru acest proces. Deci, practic, achiziția are loc cu scopul precis de a avea un, furnizor care să răspundă la toate nevoile noastre. Noi la GEP lucrăm cu procurementul direct și indirect. Avem pe partea de procurement direct anumite categorii cu care lucrăm. Ce înseamnă procurementul direct? Înseamnă tot ce are legătură cu producția. Deci, practic, acele componente și acele materiale care impactează direct producția. În timp ce procurementul indirect are legătură cu mentenanța business-ului în sine. Adică pentru a merge un business, pentru a merge activitatea de zi cu zi a business-ului, ne folosim de acest procurement indirect. Procurementul indirect, de obicei, este într-o proporție mai mică decât cel direct și cumva este lesne de înțeles, între 20 și 40% din spend merge spre procurementul indirect. Și câteva exemple de categorii. Pe procurementul direct avem parte de componente, de părți, de raw materials. În schimb, în, la procurementul indirect avem de-a face cu cu anumite categorii, cum ar fi marketingul, cum ar fi travelul, logistica sau office supplies. GEP-ul, fiind un lider global în procurement și în soluții de achiziții, atât pentru procurementul direct cât și indirect, are peste 450 de clienți, lucrează cu aproximativ 30 de industrii, are peste 3.000 de angajați și livrează în 19 birouri. Și de menționat este că GEP-ul este un business în plină expansiune. În Cluj avem două tipuri de soluții. În primul rând avem outsourcing. Clienții noștri principali sunt Bayer, Kellogg's, Johnson & Johnson, BSV, iar pe partea de tehnologie, Kellogg's, ExxonMobil, Cincinnati Bell sunt doar câteva nume cu care noi lucrăm. Este important de menționat și faptul că folosim tehnologii proprii, GEP Smart, GEP Click și GEP Next, fiind aceste tehnologii care au fost dezvoltate de, GEP și pe care le folosim în lucrul cu clienții noștri. Serviciile GEP includ cumva, deși este un întreg destul de complex, în biroul din Cluj avem servicii care țin de strategic sourcing și sourcing execution, spend analysis, sourcing execution support, dar tindem să acaparăm cât mai mult din aceste părți care practic tind să evolueze spre activități cât mai complexe. Adică că pe de o parte avem strategic sourcing, category management, dar vrem să ne dezvoltăm și să putem să lucrăm pe procurement operations care să includă cât mai multe elemente. Pe partea de software solutions avem GEP software implementation și customer support. Ce este important de menționat este că la GEP încercăm să avem o atitudine cât mai orientată către client. De aceea, oamenii care se alătură echipei GEP trebuie să fie extrem de orientați către rezultate, să aibă cât mai multă responsabilitate și să aibă un drive-in către excelență.
Cum este viața la GEP? Pentru că este foarte important să știm la ce fel de angajator lucrăm și care sunt acele activități care ne decuplează cumva de la day-to-day work. În perioada pandemiei am lucrat foarte mult de acasă, mai exact din martie 2020 lucrăm de acasă, remotely, dar am avut foarte multe call-uri și foarte multe activități care au avut menirea să ne apropie și să fim cât mai conectați. Un lucru foarte important despre GEP de menționat este că are în structura sa organizațională patru comunități prin care angajații sunt încurajați să adere în concordanță cu valorile lor. Avem GEP Green pentru cei care sunt pasionați de ecologie, avem GEPSI pentru cauze sociale, avem GEP Sports pentru iubitorii de sport și Women at GEP, care adună cumva femeile din companie și creează un spațiu de conectare. Avem și foarte multe online social events, quiz-uri, tot felul de jocuri, prin care, încă o dată, putem să ne apropiem. Atâta a fost din partea mea. O să-l rog pe colegul meu, Radu, să preia de aici. Mă mulțumesc! După cum spunea și colega mea Emeșe, la GEP avem atât o parte de procurement și de operațiuni pentru clienți, cât și o parte de engineering. Eu sunt Radu Diaconeasă, sunt engineering manager în biroul din Cluj, iar rolul meu aici este pe partea de a organiza proiectele în care ne consultăm cu stakeholderii organizației, luăm requirements-urile și definim roadmap-uri. Avem o parte de product planning în care trebuie să planificăm structurile echipelor, skill-urile necesare pentru a ne atinge obiectivele. Pe partea de starting new projects este un domeniu important aici, fiind o companie destul de recentă în Cluj. Proiectele care le începem, adică toate proiectele sunt noi. Avem colaborări cu echipele din state, cu echipele din India, iar aceasta poate fi câteodată challenging. Și unul dintre rolurile mele este să facilitez acest tip de colaborare. Nu în ultimul rând, avem și o parte de research and development în Cluj. Chiar aș spune că cam toate proiectele noastre au nevoie de partea asta de research and development pentru a ajuta pe stakeholders să înțeleagă ce se poate la nivel tehnologic și să aplicăm în cel mai bun mod posibil pentru a facilita și a optimiza fluxul de achiziție al organizațiilor. Așa, pe partea de challenge-uri tehnice avem mai multe astfel de challenge-uri, deoarece piața de procurement și supply chain este foarte, foarte complicată din punct de vedere tehnologic, deoarece fiecare client este diferit, iar noi trebuie să ne asigurăm că softul pe care îl dezvoltăm ajută clienții să-și optimizeze fluxurile de procurement. Pentru aceasta, softul trebuie să fie suficient de customizabil încât să poată fi modificat în așa fel încât să se potrivească fiecărui client, dar în același timp trebuie să fie și suficient de unitar încât să poată fi întreținut ușor, să putem rula update-uri de securitate și să ruleze ani de zile fără o constantă acțiune din partea noastră. Pe partea de regulations avem câteva constraint-uri, deoarece cam toți clienții noștri rulează activități chiar pe continente diferite și toți dintre ei rulează în țări diferite, în care fiecare are o anumită politică de păstrare a documentelor, de acces la documente, iar acesta este un domeniu foarte, foarte critic. Din punct de vedere tehnic, produsele GEP au evoluat. GEP are o activitate de aproape 15 ani, iar în tot acest parcurs, tehnologia a evoluat fundamental. Primele aplicații au fost de tip monolit, apoi au evoluat într-un front-end și back-end.
Apoi a venit structura de microservicii, iar acum suntem la o structură de micro front-end agregată cu microservicii. Fiecare astfel de evoluție a avut ca și punct de plecare o cerere, o cerință de business și de eficientizare a întregului proces. Acum, ca și organizare și ce facem în biroul din Cluj, suntem între microservicii și microfrontend. Există o tranziție care se întâmplă, iar proiectele din Cluj, pe partea de IT, au la bază atât microservicii, cât și parte de UI pe partea de microfrontends. Ca și tehnologii, încercăm să ne bazăm pe .NET Core, pe tehnologii Microsoft pentru partea de backend și microservicii, iar pe partea de frontend folosim Angular. Ce spuneam, de partea de micro front-end a venit ca o necesitate de business, deoarece aplicațiile clienților noștri sunt foarte complexe, având sute până la mii de ecrane, iar pentru aceasta fiecare ecran trebuie customizat pentru nevoile clientului. Din acest motiv, ce facem noi în Cluj, dezvoltăm o platformă în care fiecare componentă vizuală, componente de UI, cum le spunem noi, poate fi dezvoltată de o echipă de sine stătător, fără multe, prea multe interacțiuni cu alte echipe. La sfârșit, aceste componente intră în pagina, în site-ul clientului și totul se construiește pentru a avea o experiență unitară. Aceasta, adică modul acesta de dezvoltare îl numim noi micro front-end. Ca și tehnologie, evoluția a mers de la monolit la microfrontend. Microfrontendul înseamnă că fiecare componentă de pe UI sau fiecare componentă de pe screen au anumite microservicii de la care își iau datele. Cum vă ziceam, încercăm să mergem pe tehnologii Microsoft și pe partea de UI avem folosim Angular în special. Acum, în anumite situații în care avem anumite dependențe mai care nu le putem finaliza cu tehnologii Microsoft, avem o suită întreagă de tehnologii, cum ar fi și Node.js pe partea de backend. Ca o arhitectură generală și cum au evoluat produsele firmei, ce vă spuneam, de la o arhitectură de monolit, am ajuns la o arhitectură în care avem un UI central și o suită de microservicii care fiecare au storage sau bazele de date separate. Între ele comunicăm prin cod de mesaje și aș zice că este o suită întreagă de tehnologii folosite și chiar sunt plăcut impresionat că de când sunt la GEP am cam orice tehnologie de ultimă generație există, cu siguranță este folosită într-una dintre componentele GEP. Ca și un sumar pe partea de tehnologie și de partea de engineering, cum vă spuneam, folosim Angular pe partea de front-end, încercăm să ținem totul sau majoritatea microserviciilor să le creăm folosind .NET Core, C#, sub formă de web API-uri. Pentru partea de storage folosim MongoDB, folosim și SQL Server pentru baze de date relaționale, Elastic, suita de tool-uri de la Elastic pentru search indexare. Deocamdată hostăm și folosim soluții Azure, dar încet încet ne mutăm și către alte cloud-uri, cum ar fi AWS sau Google Cloud. Kafka ca o coadă de mesaje, dar nu ne limităm la tehnologiile astea. Cam orice tehnologie este nouă, cu siguranță este folosită într-una dintre aplicațiile GP. Deci asta a fost în câteva slide-uri activitatea biroului din Cluj pe partea de, cum îi spunem noi, engineering at GP, tehnologiile pe care le avem și tipurile de proiecte din Cluj. În continuare dorim să creștem biroul din Cluj cu noi colegi și vă așteptăm pe oricare dintre voi să aplicați pe târgul de cariere unde avem toate joburile prezentate. Mersi mult de atenție! Radu, MŞE, vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. A fost un webinar foarte interesant cu niște insight-uri foarte, foarte faine. Vă mulțumesc și vă așteptăm și data viitoare la Târgul de Cariere. Mulțumim! Mulțumim frumos! Vă doresc o zi superbă! Ok, dragi doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, revenim
La Târgul de Cariere nu plecați nicăieri! Thank you.